Vicepreședintele Farului, Tibi Curti, a prezentat în cadrul conferinței de presă organizată astăzi la baza sportivă Gheorghe Hagi pe nou veniții la echipă Robert Ion, Mihai Popescu și Kiki, dar și pe cei doi juniori care s-au antrenat alături de senior în Poiana Brașov, Cojocaru și Mazilu. A fost o perioadă foarte grea, am fost în cantonament la munte la Poiana Brașov. Băieții cred că au simțit foarte bine pe pielea lor programul intens la care au fost supuși. Zic că Hagi și staful tehnic a făcut în așa măsură încât să pregătească sezonul cât mai bine posibil, să-l începem în forță cu 3 puncte. Au fost și o serie de meciuri amicale foarte benefice. De obicei, în perioada de pregătire nu ne interesează rezultatul, însă mâine vom avea un meci de prezentare cu CSA Steaua în care vrem să avem în primul rând multă lume alături de noi, să fie prezentă în tribune. Proaspăt întorși din cantonamentul din Poiana Brașov, fariștii spun că antrenamentele au fost intense, ba chiar dificile pentru unii. Perioada de pregătire foarte dificilă, un cantonament foarte bine din punct de vedere făcut fizic și tehnico-tactic. Pentru mine a fost un pic dificil față de ceilalți colegi, cerințe noi, tactică diferită față de ce am întâlnit până acum. Perioadă dificilă pentru noi ca jucători, acumulăm oboseală și încercăm să ne pregătim pentru începerea campionatului. Zic eu că a fost un cantonament reușit, am atins obiectivele pe care ni le-am propus și zic eu că începând cu meciul de mâine o să punem în practică ce am lucrat în cantonament. Staful tehnic al Farului a prezentat și noul echipament în care va evolua echipa în sezonul 2022-2023. Farul joacă mâine la Ovidiu de la ora 19 împotriva formației CSA Steaua București, acesta fiind ultimul amical înaintea începerii noului sezon.